Pomeriggio Toror, grazie di l'avvento di ventinare in tua mezza festa. Come aveva un momento di ventinare, ma di feri, con molta immagino ci fare un gelato. Come aveva un momento di ventinare con molta, molta musica. A chaque tre gezzi col glasso, lo faccio un bar, go up, ci pregătiți-vă să nu obosiți închinându-vă Domnului. Vă propun să deschidem programul nostru pentru început și cu mult, mult drag să intonăm imnul 544, Glas de Slavă. În a-ți transmite ceea ce meriți și ceea ce este al tău. Rugăm, Doamne, de ne un duh smerit, dar în același timp un duh de bucurie. Și tot ce vom cânta și tot ce vom transmite după amiaza aceasta, să fie doar spre slava ta. În numele Domnului te-am rugat. Amin. Amin. Știți că de ceva timp ne străduim să facem momentele de închinare cât mai participative și să ne îndreptăm cât mai mult spre muzică și rugăciune. Pentru ca toți când venim la închinare și când plecăm de la închinare, să plecăm îmbogățiți. În după amiaza aceasta,
Dumnezeu a așezat el. Că nu știm noi cum suntem de preceput să așezăm lucrurile. Cum reușește el atât de magistral? Dumnezeu a așezat lucrurile în așa fel încât să avem un program foarte frumos și să avem și un invitat special. Nu prea place mie de mine să invitat special. Și mai degrabă un om cu un talent pus deoparte Domnului. Cred că sună mai frumos. Alături de noi este Daniel Prunaru. În anul 2012 mi-a trimis, atunci nu prea era foarte mult cu YouTube, cu nu știu ce, mi-a dat cineva un DVD sau CD cu un concert de la Cluj. Un concert magistral. De departe, unul dintre cele mai frumoase care au fost făcute în România la capitolul ăsta, din punctul meu de vedere subiectiv, evident. Iar acolo, fratele Daniel, împreună cu soția și împreună cu alți muzicieni din Statele Unite, au susținut un concert extraordinar. Vă recomand să dați total, e suficient să scrieți pe YouTube Daniel Prunaru și o să vă printre primele sunt pentru că au avut extraordinar milioane de vizualizări acelei melodii. În playlist-ul meu, pe YouTube, am melodie Sfântă Golgota sau Scumpă Golgota. Este absolut superbă interpretarea fratelui Daniel și a soției. Lois, dacă nu mă așa. Mulțumesc! Dânsul este solist la opera din Arizona, da? La opera din Arizona, baritonist, bas. Și are o carieră foarte lungă, atât creștină, cât și muzică de operă, care de multe ori se confundă. Așa că, frate Daniel, bun venit împreună cu noi. Ne-ar plăcea foarte tare să ne spuneți ceva, dar mai întâi vă invităm aici la microfon. Noi astăzi am avut o ocazie în care am urat copiilor mult succes la școală și ne-am rugat pentru ei. Și ne-am dorit să ne spuneți, că este din Craiova deloc și am văzut că vă place să menționați asta. Dânsul spune tot timpul, dom'le, dacă ai un oltean împrejur, trebuie să-l prețuiești, da? Câți sunt din zona Oltenia? Dar uitați cu câtă încântare dedică mâna. Da? Craiova, da? Dânsul din Craiova. Spuneți-ne, vă rog, ce a însemnat copilăria? Deci în România a fost copilăria și școala. Cum a fost școala și amintirile din zona aceasta? Da? Okay. Da. Școala am făcut-o, născut ca educat în orașul Craiova, am făcut urme liceul de chimie, dar mi-a plăcut muzica și am completat cu școala populară de artă și am studiat chitară. Mergând la biserica adventistă din Craiova, acolo era un alt stil de muzică și tinerii mergeam în filarmonică. Și așa am fost introdus în muzica clasică și m-am lăsat de chitară, de absolut tot, muzica care cântam în acel moment și până la 18 ani am dat audiție la Filarmonica din Craiova după ce am plecat liceul, am să mă pregătesc mega de conservator și când am dat audiție, atunci era maestru Racu, mi-a auzit vocea, ce un instrument frumos, zice, dar să vii și la anul, să dai până atunci lucrezi cu mine. Mi-am dat seama că trebuie să plec din Craiova așa și atunci în 1986 am fugit, copiii n-au auzit asta. Am fugit de acasă, m-am dus la gară și am spus primul tren care vine dreapta, București, stânga, Timișoara, a venit stânga. Am luat bilet, m-am dus la Timișoara, când am ajuns acolo, nu știam pe nimeni, auzeam trenul de persoane, pleacă către Aracu, la Aracu cunosc persoane. M-am ajuns la Arad, m-am dus la o biserică, am trimis un bilețel să mă lase să cânt și la pian se afla un compozitor român creștin, Teodor Cacera. Mi-a spus, am auzit vocea ta, du-te mâine de audiție la Filarmonică în Arad, că zice, sunt audiții. Și am spus, la mine acasă, la Modara Mică, în teren străin. Am ascultat, m-am dus, am luat și acum a început cariera muzicală de la Arad. Super, mulțumim tare mult. Fratele Daniel are două melodii pentru început, iar apoi să cântăm și cu toți. Așa că, fratele Daniel, vă ascultăm cu drag. Thank you.
Thank you.
prima metodă a lui Satana de a ne lovi a fost din exterior tot timpul. A venit din exterior și ne-a lovit. Dar tot timpul a avut și cea de-a doua metodă, și anume să ne lovească din interior. Cât timp biserica creștină a fost lovită din exterior, ea nu s-a mișorat. Ea, din contră, s-a întărit. Însă când biserica creștină a fost lovită din interior, atunci a fost lovită. Unitatea creștinilor, unitatea bisericii, este tot timpul marele semn al faptului că îl urmăm pe Iisus Hristos. Iar dacă noi ne vom uni din toată inima să cântăm următorul limb, vom arăta că suntem cu toți un suflet, un gând, suntem uniți, suntem frați și surori de credință. Așa că, frate Daniel, nu, în după amiaza asta, poziția pe scaun va fi mai redusă. Și aș vrea să începem cu un prim imn. Te adorăm cu bucurie. Te adorăm cu bucurie. Când te știu, mergem pe varianta piano, melodia aceasta, te adorăm cu bucurie. E nevoie de... Atent? O să fie, da. Asta e și cu note, dacă nu e nevoie. Prima strofă o cântați, frate Daniel, singur. Iar apoi de la a doua strofă intrăm și noi, pentru ca să ne dea dânsul ritmul. Că dacă începem noi, da, facem 10 minute până terminăm, da. Înainte să cântăm, câți coriști sunteți? Mâna sus. Au cântat un cor? Bun. Cei care ne-ați ridicat mâna, veți fi de în seara asta coriști. Vreau să spun că nu cântați pentru mine, nici pentru fratele pastru, nici pentru fratele pianist, ci cântăm pentru slavă Dumnezeu, pentru că asta avea gloria din partea noastră. Ce mai avem? Aer. Un combustibil important. Da? Mai avem ceva? Hai să trecem mai departe. Creierul. Ce combustibil are creierul? Hai să vă dau eu unul.
stima de sine e un combustibil? Este. Ați văzut oameni care se pot ridica din pas chiar dacă sunt prăbușiți la capitolul stima de sine, depresie și spulberați, ați văzut că se pot ridica foarte greu. Iar acolo este zona unde Iisus a lucrat cel mai mult. Este zona unde Iisus ne-a dat valoare, ne-a numit din copii pierduți, ne-a numit fii ai Tatălui din ceruri. Ne-a arătat că noi suntem atât de valoroși încât este gata să moară pentru noi. Ăsta este un combustibil incredibil. Iar următoarea melodie surprinde faptul că noi trebuie să conștientizăm că suntem copii de Dumnezeu, dar în același timp să nu ne lăsăm duși de orgoliul de a ne baza pe puterile noastre. Pentru că eu sunt un om, sunt doar un om. Hai să vedem cum sună melodia aceasta. Poți să o proiectezi, Sami? Bun, ia de prima strofă. Bun, și avem refren apoi, da? Ok, acesta este refrenul, da? Un timp de o zi, Iisuse. Frate Daniel, dacă intrăm cu toți la refren? Bun, o știți până sus? Cine știe? Cam puțin. Cine știe în engleză, poți să o gândești în engleză. Da. Bun. Dacă nu o știți, nu mântuiți. Lăsați-o așa, intrați la al doilea, să tot mare un refren. Bine? Hai să putem. Înainte să cântăm această cântare, are o mică istorioară atașată de ea și aparține. Am venit în vizită aici la București, la Oncologic, cu familia mea din Craiova, să vizităm soția pastorului, în urmă cu ani de zile, din anii 90, parcă. Și i-am lăsat să vorbească, eu mă decomunitat sunt de mult de ei și am lăsat să vorbească toți acolo și când să plecăm, zice sora, erau un salon cu multe persoane, muribunde, femei. Dani, cântă ceva înainte să pleci. Zic, o idee bună ca să fie mărturie pentru cei din salon. Și zic, bine, ce cântare doriți? Păi zice, aș vrea să cânti cântarea un timp de o zi, Iisuse. M-am uitat la mama mea, la mătușă, la unchi, zic, orice în afară de această cântare. Păi cum poți, bă, Daniel, să cânti cântarea asta? Când la refren, în loc să fie ceva de încurajare pentru aceste moribunde, erau vreo 10-15 în sala, până nu mai știu cât erau, și spui acolo la refren că și mâine, nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi, nu știu timpul când viața mea se va sfârși. A insistat, am cântat. În timp ce cântam, mă uitam la patul dânsii și patul din dreapta mea. În dreapta mea era o doamnă, mare, oameni mari, plângea și patul, nefiind fiind mai vechi, se zătrușea, tăzgățea și plângea. Era roșie la față, palmele acoperite. Și în timp ce cântam, m-am gândit la mine, zic, oare ce destinație am eu? Sunt sigur că voi fi la masa regelui. Vreau să mă cercetez pe mine. Această femeie nu era sigură. Pe când această femeie, în stânga mea, era foarte senină la față și cânta. Și cum știa că se va întâmpla într-o zi. Întrebarea mea este, vreau ca să vreau să fiu cercetat această cântare. Eu sunt un om, sunt doar un om, căci mâine nu știu, Iisuse. Nu știu, când vom pleca de aici, ce se va întâmpla cu noi. Eu plec la Craiova înapoi, cu mașina. Poate asta a fost. Haideți să cântăm cântarea asta, nu cum ar fi cântat înainte de a v-ați spus acest lucru, ci aș vrea să o cântați ca și cum ați auzit ce am spus. Și să vă cercetați, să ne cercetăm. Să o cântăm altfel. Nu cu vocea. Păi eu nu am voce. Foarte bine, cântă-o cu suflet. Un timp de o zi, Iisus,
viața mea se va sfârși. Îți amintesc când ne pălâni cu oameni în drag și le mărgai prin Duhul Sfânt. De acolo strălucește Dumnezeu. Domnul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul Lui. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi, ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Eu pentru jertfele tale te mustru, nu pentru jertfele tale te mustru, căci altele tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țapii din staurile tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților, cu miile. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-ar spune ție? Căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumire. Și împlinește jurințele făcute de celui preaonat. Cheamă-mă în ziua necazului. Și eu te voi izbăvi, iar tu? Super! E, bine, continuă, da? Dar citiți acasă că nota se schimbă cum continuă salmul, da? Însă vă provoc să cântăm un imn în care îl vedem pe Dumnezeu prin acest salm. El spune aici, Dumnezeu nostru vine și El este ca un foc mistuitor. Cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfinții din Japonia și până în California. Este incredibil de măreț. De asta, doar Lui te să înalți cântarea mea. Un imn foarte frumos. Din nou am ascultat de foarte multe ori în interpretarea fratelui Daniel pe YouTube. Merită. Hai să-l cântăm. Tot așa ne pregătim la refren. Probabil că vă întrebați de unde fac rost de negative. Nu fac rost de cine le cumpăr. Fratele menționat de un concert pe care l-am văzut pe un DVD, vreau să vă spun că în spatele acestor laude la adresa Dumnezeu, eu merg pe principiu, nu vreau să fiu zgârcit cu Dumnezeu. Știți cum era pe vremuri cu Dacia? Le-a făcut să rămă că merge și așa. Cântă cu orice negativ sau cu orice pianist că merge și așa. Am cântat cu foarte mulți pianiști. Apropo, vreau să vă fericit. Foarte frumos. Mi-a plăcut niște armonii deosebite. Și ce vreau să spun este că m-am gândit, auzind pe Tudor Gheorghe cântând,
stilul lui cu orchestră sinfonică. Zic, wow, de ce oare și noi n-am putea să avem așa ceva? Dar cu mulți care am vorbit au zis, can't touch this, nu poți să-l atingi financiar. Și am început să mă rog, așa cum știam eu semnul meu, și eram la un trubatur, la opera din Cluj, făceam, eram general armate și în timp ce cântam mi s-a întâmplat ceva straniu. Nu știu câți dintre dumneavoastră mi s-a întâmplat ce vă spun, dar aș vrea să văd mâna ridicată după ce vă spun dacă mi s-a întâmplat așa, același lucru. Când mergi cu mașina, ce care conduc? Bănuiesc că dacă nu aveți mașină, nu vă dați seama să vă opriți în semafor. Când mergi cu mașina, de obicei, când mintea mea este foarte concentrată pe ceva, am trecut de semafor, dar zic, ce-a fost vedeți? Sau roșu. Ai dat dictat. Numai, deci, eu și tu, da? De cât doi suntem? O, mai avem acolo 3, 4, oh, perfect, perfect. Deci nu sunt singur, însă dacă nu sunt, sunt ok totuși. Da, da, sau... Ei, referitor la ce am spus, era pe scenă. Și acolo cânt în limba aia străineză, care zice mai latină, italiană, ce acolo, trovador Verdi, nu? Și în timp ce cântam, armata în spatele meu, eu cântam ei după mine, glorie și așa mai departe, și mintea îmi fuge. Dar așa deodată. Bineînțeles, când mai ești pe scenă, mai zici ce urmează replica la următoare. Nu știu, dă-ți burtă, că nu știu ce vine. Mi se întâmplă. E, așa mintea mea a patinat, s-a dus departe. Când vocea cânta, eram acolo, dar mintea era departe. Oare cum va fi ziua aia? Când voi lua pe acești din groapa asta de aici, din pitul ăsta de aici, din fosă, orchestra asta, cu ăștia din spatele meu și să vă dăm de Dumnezeu. La musa care mi-a spus, vorbim de anul 2000, când erau alte vremuri atunci. Și am spus mulți, n-ai șanse. Și am vorbit, m-am întâlnit la Tudor Gheorghe cu acest dirijor, Marius Cristescu, și zic, Marius, uite, am o dorință, uite așa, și povestește ce vreau să fac. Zice, dar nu știu să scriu muzică de-a voastră. Zic, nu, nicio problemă, o să înveți acum. Dar n-am mai făcut niciodată, nicio problemă, o să ai de acum înainte, după ce vei face. Și așa am început să discut cu el și m-am dus înapoi în state și am spus la biserica în care mergeam în Chicago, proiectul care vreau să-l fac. Și toți din jurul meu zice, ești senil. Ceream 30.000 de dolari în anul 2000. Nu, 2005. Și după ce am cântat și am spus proiectul, vin la mine o pensionară. Din pensia mea 100 de dolari, avea pensie 5-600. 100 de dolari vreau să pun prima cărămidă de la acest proiect în care cred. Zic, Doamne, tu îmi vorbești? În această femeie? Și atunci am început să dau un tur la Americii, la toate bisericile posibile, neoprotestante, protestante. Și am spus proiectul ăsta și am avut trei oameni grei care au dat câte 5.000 de dolari. Dar banii nu veneau la noi, ci am fost printr-o non-profit organization, tot mergea acolo, de contau, se descădeau la taxe. A fost tot organizat frumos. Și vreau să vă spun că primul proiect care l-am făcut cu trup Marius Cristescu a fost la Craiova, am închiriat orchestra din opera și filarmonica din Craiova și filarmonica de la Vâlcea, corul, tot ce trebuie, și am făcut bine un proiect. La al doilea, în 2005, am spus Marius Cristescu, vreau să ridicăm la un nivel mai superior. A fost frumos primul tău proiect, nu zic că nu, dar vreau ceva și mai mult. Știu că Dumnezeu va lucra pe tine și aici în Clujul, unde acolo a fost foarte costisitor, 30.000, dar vreau să spun că s-au strâns ultimii bani. Eram cu minus 27.000 se strânsese și cu cei din comitet am zis, nu cred că trebuie să mai scoatem ceva afară, poate filmările sau înregistrările, că nu putem să acoperim. Și vreau să vă spun că a venit un cec de la un frate de-al nostru adventist din Arkansas, exact cu 3 zile înainte să decolez. M-au chemat și de la non-profit organization, organizația, și de-a mi-a posărit până la mic. De ce? De ce rugăciunile a fost ascultate? A venit un cec nu de 3.000 de dolari, ci de 5.000. Și așa că a avut loc acel proiect la Cluj, a fost... Și nu știam ce chef o să-i punem. Și am zis, o seară de vis ca în paradis. Mulți au început să râdă. Iar după concert, au spus, într-adevăr, a fost deosebit. A fost frumos. Și eu vreau să spun că orchestra aceasta este făcută de Marius Cristescu, înregistrată cu orchestra din Cluj, și s-au pus multe lacrimi și rugăciuni și bani investiți în astfel de orchestrații și timp și jertfă, în alte cuvinte. Și ce vreau să vă spun în concluzie? Nimic fără jertfă. Și să scoateți cu acel proverb românesc, nimic fără, las-o și așa merge.
Haideți să dăm tăpesc pe Dumnezeu. Amin? Ție să nu acceptăm. Este într-un ritm mai de 3-a, 4-a în vals, un fel de Viena. Cântăm și la strofa 1 și la refren și nu le rezumăm. Așa că ați fost. Se aduce lui Slavă. Ție-ți în alții cântarea mea, o Doamne fiind urat, și prea măresc eu iubirea ta, vrei Iisus fie-a ta, prie cu tine cu cântări, de numărate alții dai, și cu necune străduci, tot să ne apropiem de
de Dumnezeu, dacă vrem să ne apropiem de Iisus, efectiv, trebuie ca în casa noastră, ca în tot ce, să ne simțim că noi suntem străini acolo. Și că noi într-o zi, toate lucrurile astea sunt mici, într-o zi abia așteptăm să ne întâlnim cu El acolo sus. Și cu tot respectul, tot ce avem, îi punem doar la dispoziția Lui. Și nu ne păstrăm pentru noi, ne îmbrăcăm noi, iar Domnul, ce ne mai rămâne? Ce mai? Este o melodie frumoasă, sunt un pripean fără de țară. Hai să o cântăm, că asta este e cu mesajul nostru de așteptător, da? Știți unde am auzit-o prima dată? Nu de mult am văzut un film, 1917, 1917, îi spune, referitor la primul război mondial. Și acei doi soldați care s-au văzut filmul se rătăcesc prin pădure sau merg prin pădure și coloana sonoră este acest cântare. Când am auzit-o, au zis de mai multe ori, am început să cercetez și mi-am dat seama că de fapt este un negro spiritual. Apoi americanii au luat-o și au pus-o în folclorul lor country. Dar este o cântare care negrii au scos-o din sufletul lor la ceea ce se întâmplă asupra lor. Vreau să vă spun că mă simt foarte bine cu noastră. Eu încă sunt sub o stare mai așa, mai știți? Sunt de 3 zile venit. Încă sunt cu fusora. Nu mi-am propus să cânt privindu-s amică ieri, dar Cornelaș, drăgășan, prietenul meu, a spus, Dani, hai, te rog frumos, Cornel, să ne rup, nu mai pot. Și pentru noi am venit și apoi s-a legat și aici, dar vreau să vă spun că așa am găsit muzin și aș vrea să mă duc acasă în țara asta. Îmi place. Îmi place de ceva ad hoc. Nu am gândit momentul acesta, muzică și frumos, poate. Deci este o seară printre unicele care le-am avut în viața mea. Lista e mare, dar o includ și pe aceasta. Și ce vreau să deasupra, de tot cum se spune, este dumneavoastră. Nu vreau să vă știți. Îmi place că participați și să știți că atunci când participați, și eu mă simt aflu și dau viteza a șasea, că sunt corect, da? Și mă simt bine. Această cântare este o cântare excepțională, spune, care fiind spune, mă îndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fi un pelerin, că și după ce am să trec Iordan, se va sfârși la Domnul sus. Și voi
Însă religia lui Hristos nu stinge lumina bucuriei, nu arată voioșia, nici nu întunecă fața luminoasă și zâmbitoare. Acasă mai cântați? Aveți carte de cântare acasă? Da. Și cântați? Luați-vă cât o boxă, dați drumul pe YouTube, aveți și karaoke, aveți și... Și cântați, da? Cântați acasă. Hai să cântăm melodia aceasta, Blessed Assurance, în engleză, în română, ce fericire am pe Iisus. Cântăm două strofe, da, cântăm două strofe. Începem cu fratele Daniel, intrăm și noi la refren. Dar arătați că vorbele spuse de dânsul sunt realitate, da? Sunt realitate și să confirmăm mai sus decât am arătat până acum. Se întâmplă cu tare. Haide! Oh,
în scurtea. Doar 6 melodii se cântă încă. Drum, drum, așa este, așa este. Hai să mai luăm o ultimă melodie nouă. Și apoi, dacă două singuri la final e mult, una, e ok și una. Da. Oare din opera? Orice. Orice? Orice este slava Domnului. Hai să cântăm un ultim imnul acesta. Triumfal, triumfal, triumfal. Ierusalim, Ierusalim. Asta este cântarea mea, îmi spune limba oltenească, my signature song. Ce înseamnă asta? Cântarea mea la care vreau, atunci când voi fi în Coșciuc, să fie cântată. Peste tot unde mă duc, această cântare este pentru că aștept să ajung în Ierusalim Ceresc. Ierusalim Sfânt. Care ar dori să se roage pentru mine? Dar vorbim în urmă, să nu-i merg. Că știu că ridicați, am ridicat mâna, ridicat mâna, știi? Care vrea cu adevărat să roage pentru mine? Am o dorință din suflet și dacă puteți să veniți împreună cu mine, nu acum, dar să vă rugați acasă, seara, când mă puneți pe genunchi. Nu vă puteți să ridicați mâna pentru că o ridicați în suflet. Eu am venit în România pentru un anumit lucru și am făcut un târg cu Dumnezeu. Am spus, Doamne, știu că trebuie să spun așa cum vrei așa să se facă, voia ta să se facă în viața mea, dar acum am spus, Doamne, înainte să pun mâine pe piept, să fiu într-o cutie, am o singură dorință, te rog frumos să-mi îndeplinești. Și anume, am zis, ori să ajung la Metropolitan în New York, ori să ajung în România, m-aș întoarce ca director. Am încercat la Opera din Craiova ca director și mi-au spus clar în față, le-am adus un dosar destul de gros cu toată viața mea. S-au uitat pe mine, zice, băi, poți să fii Pavarotti. De ce n-ai nicio șansă la Craiova, dată în particulare roșie există peste tot, PSD-ul. Și directorul actual este băiat de preot, e povestea lungă, Orguța, oameni mână-mână, în fine. Și în urmă cu o lună vine un pastor din Arad, Sami Crapal, chiar mă pare că și-a spus, i-am povestit despre ce am vrut să fac din 2012 și zice, de ce n-ai vrea să vii direct la o filarmonică din Arad? Zic, nu, acolo n-am casă, dar am un prieten, nu cunosc pe nimeni. Dar zic, stai puțin, că eu acolo am început cariera, așa că s-o termin acolo. Și i-am dat dosarul care l-am făcut și electronic și tot și zice, mă duc să vorbesc cu primarul. Am doi consilieri de noștri și noi am vrut să te ducem acolo. Zic, da, dar aveți director deja, expiră contractul nostru. Zic, wow! Așa că weekendul viitor voi fi acolo, nu? Și luni, doar că Dumnezeu, rugați-vă ca Dumnezeu să ne iasă o prelucina. M-aș întoarce pentru postul ăsta, la fel aș rămâne acolo, că e bine și acolo. Dar m-aș întoarce să fac treaba. Asta aș face. Și ultima dorință care este împreună cu frații Bede, care vreți să veniți la Brașov, încă nu știu singur în octombrie, că nu o să facem o seară de novitat, o să fie frații Bede, cred că și Cristi Pretună, două fete de aici din București, vorbim cu ele să vină și ele, două soprane, și cred că la Brașov o să fie o seară superbă. Cornel o să pună la punct toate lucrurile astea și vrem să fie totul personal la sat, pentru că noi, fără Dumnezeu, n-am fi nimic. Așa că rugați-vă pentru cele două lucruri, ce mai mult pentru Arad, aș fi din apelita directul, dar altfel n-aș mai fi. Cei care vreți să vă rugați, dați-vă un pic și acum vă faceți un semn pe mână, da? Vă faceți un semn, dar țineți minte. Cine ține minte, uite, cine scrie, ține minte. Cum știți, da, dacă în minte ați promis asta să o faceți. Da, eu să. La strofa a doua, noi vom intra la refren, la strofa a doua ne ridicăm și cântăm. Poți să ridici puțin mai sus? Mai sus. Mai sus. Albastră zărie cântec, scălpate în armonii, se legățau din glasuri mici și limpezi de copii. Mulți timpurai în suflet, urcau de braț finii, și vreau de vreau trese bun, Jesus, Jesus.
Frate Daniel, noi suntem mai mult decât mulțumiți bun cu o melodie. Dacă mai se poate. A fost foarte, foarte, foarte până acum. Cântăm câte două, trei ori. Da. Dar vreau să întreb, în ce spirit vreți să mergeți acasă într-un mod? Dar nu minoră sau într-o gremă majoră? Majoră.
atunci o să cântăm o cântare evrească, adică știți, evrei, majoritatea cântă voia patra, mai este, da? Unde, da? Cântarea asta, sunt sigur că nu o știți, e din engleză, tradusă în limba română, dar la refren se tot cânt Aleluia. Aleluia, vreau să mă ajutați măcar acolo să mă ajutați să cânt. Dacă ați auzit-o, poate mai bine, dacă nu, spune să-L sărbătorim, să-i cântăm cu toții. Domnului, unim de slavă. Asta este. Și o să fie și o strofă și nimic mai engleză, să vadă că știu și engleză, să știți. Să-L sărbătorim, să-i cântăm cu toți, Domnului unim de slavă. Să-L sărbătorim, să-l cântăm cu toți, Domnului unim de slavă. Și Domnul să vă dea putere în slujire și să vă arate să închidă uși sau să deschidă uși pentru slujirea pe mai departe. Amin. Nu știu cum e. Am putea să ne rugăm pentru dânsul, nu? Da. Hai să cântăm un imn la final și la final și după să cântăm. Imnul iertând a mea răzvrătire, nu mai știu numărul. Pune-mi el tu, Sami, și vedem numărul.
Eu când am mers de 397. 397. Să te uiți la dânsul și să spui, bine, rog, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. De acum, te pun peste multe lucruri. Amin. Binecuvântează-ne și pe noi. Amin. Și noi, Doamne, ca să avem tot timpul un cântec în inimă. Amin. Și fie că suntem acasă, fie că suntem oriunde, noi să-ți aducem ție slavă. Amin. Ne vedem ție de o săptămână bună și poartă-ne cu de grijă. Amin. Numele Domnului te-am rugat. Amin. Amin. Încă o dată mii de mulțumiri. Cred că nu exagerez dacă spun să duc că în sus salutările noastre, pe unde mai merge? Ia să vedem. Așa, unii aveți febră la mână și vei greu să o ridicați, dar în rest... De la cântat. Luați-le de la cântat, nu? Luați-le cu drag. Luați-le cu drag. Spor și succes pe mai departe. Să aveți o săptămână bună. Și ne revedem cu drag. Atenție, miercuri, ora de rugăciune cu fratele pastor.
Și vineri ne revedem la biserică. Domnul cu dumneavoastră săptămâna